Lucreția, hai că aproape gata mâncare, ia pune și pe și tu ceva. Pune și pe mămăliga. Ce face? Nu face nimica. Tu faci mămăliga. Du-te afară și fă mămăliga afară. Îi mi-e de-a boșilor. Știi cum vă fac o mămăligă? Cea mai bună mămăligă eu vă fac. Stai să vezi tu acum, dacă nu te impresionez. Siri, how to make mămăliga? Ce dracu, de unde n-ai bani să știu să fac eu mămăligă? La ce trebuie să știu să fac eu mămăligă? Mămăliga oricum se dă la pești. Nu știu ce să zic. Pești s-ar putea să te bată. Aia vor bani. Și fel de gospodin ești tu dacă măcar o mămăligă nu știi să faci? Asta cred că am să-mi lăs voie tu să mori de foame. Acă văd eu cum se descurcă dacă plec o zi de acasă. Lucrețio! Fă Lucrețio, fă! Când ne-am trezit dimineață, nu mai era nicăi de mâncare. Deloc! Ce să fac? Mă uit pe un frigider în garagar, mic! Plecasem, mic aș uita să fac de mâncare, să iei de mâncare. Bine, la porcul ăsta bine că a putut să iei de mâncare, dar la porcul ăsta nu a putut să iei de mâncare. Ei, ți-ai zis toată de mâncare. Hă? Ei, dragi! Uite, ne-ți faci mie poftă. Fa, Lucrețiu, fa! Ia-mi vin o leac până aici! Da, bosulețul meu frumos și deștept și care mă întreține pe mine! Ce vrei, bos? A? Ce uite faci asta, mămica? Pilet, am plecat în sala cu mătra! Nu v-am lăsat mâncare, vă descurcați voi! Așa, și? Ce mă interesează pe mine? Păi ți interesează, fa, Lucrețiu, că doar și nu-ți fac mâncare în lipsa la mămica! Ei, cine? Să-l mea se dimini cum mă prind eu. Da, tu, bineînțeles. Eu? Păi cum eu? Păi cum tu? Da, eu am treaba, aș scăpa niște lemne. Și sincer să fiu, n-aș scăpa numai lemne, aș scăpa și ceva la... Dar nu-mi uită tacmatic când o plecau mica. Și-aș scăpa și niște lemne și-aș scăpa și niște tochitură, că-i foame. Eu ți-am zis că nu știu să fac mâncare, ți-am zis, maxim știu să fac niște paste. Paste de ce? De usturoi? Paste, mâncați aș, spaghetti. Dar de ce să spargi gheate? Eu o singură dată mi-am bagat furca în gheată și am spart gheata, dar tot flămând a rămas. Mamă, dar deci creierul tău a dat divorț de la inteligență. Paste, paste, paste făinoase! Aveți? Dar cum? Păi n-avem noi paste la țară? Mă duc acum să culeg din grădină niște paste făinoase, fix că avem copacul de paste fix lângă așa de palmieri. Ne, palmieri. Hai să vezi tu ce palmieri îți dau eu. Palmează palmii mâinii dacă mă mai la mișto. Păi măi, Lucrețiu, de unde vrei tu paste la țară? Bine! Nu știu, atunci îți fac niște cordon blu. Băi, uite, de asta chiar avem, dar numai cred că plecam mica cu capotul cu tot, că avem un cordon blu la capot. Maxim, dacă vrei, cred că caut și găsesc un cordon albastru sau ceva. Ne, să mură dacă nu... Să văd eu cum o să-ți țină ție, Caterinca, de foame. Lucrețiu, am în Lucrețiu, că te-ai glumit panaramă, adică tu. Da, adică mă duc să aduc 2-3 ouă de pe cuibar, 2-3 roșii, niște ardei, să faci și măcar o tocană, o omletă așa dimineață, ceva. Adică nu mai pot de foame, uite, o faci, hai te rog eu frumos. Bine, busule, pentru tine mă fac și bucătăreasă, dar știi că diseară ce trebuie să-mi faci? Banii! Pe noptier, cum te-am învățat? M-a luat ăsta pe mine că lui e foame, că simte nevoia, că trebuie să crape niște lemni și că are nevoie de o gospodină. De dracu, pe mine m-ai luat de gospodină sau de ce m-ai luat? Mă vezi tu pe mine, gospodină? Și? Ia zi, bosule, cum e, a? Îți place? Na, de foamea mers, nu zic nu, dar... Nimeni nu faci mâncare cum faci, mămica. O, dar mă leși cu măta în sus, măta în jos, dar ce? Parcă ești la clasa întâi. Clasa întâi? Nu, că n-am bani de tren. Dar să știi că în clasa întâi mi-a făcut mămica și mai bună mâncare. Iară măta? Bine, bine, bosule. Stai să vezi tu ce mâncare îți fac eu, ca ai să uiți că măta gătește. Da, mămică, oricum se gătește. Și acum când am mers la cu măta, tu știi și gătit-o mers? Tot mers aranjată. Cu capoată. Bine, hai că vezi tu. Monica.
mă abur! Cum e? Nu-i ca la mămica. Ia zi, cum e? Nu e ca la mămica. Ce nu crezi asta câteodată așa de supărășoasă, mai? Dar și am să-ți un sincer, de am supărat așa de tare. Că nu-i bună mâncare, dar dacă nu era? Faru, crezi eu, și eu îmi cer scuze, n-am vrut să te supăr așa. Dar eu, drept să spun, eu am crezut că nu știi să servești, dar ai servit cu tigaia și mai ceva ca halep. Lasă-mă, drept cum pace, că am muncit la alea de meu, ieșit ochii. Am pierdut și 3 ore de Facebook. Da, după gustul mâncării, păreau mai degrabă 3 minute. Ah, deci acum nu ai mult 3 minute, a? Ui, mă, tigaia aia să-ți o dau de cap. Bună, am glumit. Auzi, știi ce? Eu plec, ai grijă de asta. Eu nu mai fac nimic, ai grijă de asta. Tonul e ca la mămica mâncarea. Bă, dar ce s-o, bă? Patron de restaurant să-ți servesc eu meniul zilei în funcție de orele în locația respectivă? Te dai seama că mi-am luat tălpășița și am plecat. Auleu, Lucrețiu! Ce-i mă cu fumul ăsta în casă? Deschide ușa! Ce-ai făcut aici? Mă, tu ai lăsat tigaia pe foc atâta timp? Auleu, ai ars mâncarea, mă! Lucrețiu, n-auzi? Da, boss, hai, zi, care-i treaba, hm? Bă, leu, dar și cu fumul ăsta fa nebunul. Bă, da, și ai ars mâncarea, ai putea să participi la Arsia Express. A, sau șef la cuțite în măta. Băi, Lucrețiu, dar cum ai putut să o faci așa de bună? Fix ca-l mămica s-a ieșit. Deci așa, nu știam eu să fac mâncare proastă, numai mâncare bună. Arșiță mătii.